ți-i salut wireless ăsta. Corect, bam, bam, bam. Ce faci? Felicitări în primul rând pentru tot ceea ce se întâmplă în jurul tău în momentul ăsta. Mulțumesc, mulțumesc. Și care se întâmplă, în primul rând, se întâmplă datorită ție. Da, da, datorită mie și masonilor, pentru că eu sunt mason. Da, chiar voiam să te întreb cum ai ajuns, glumim și noi. Da, prin, vă dați seama, Illuminati și prin manevre din astea. Oculta mondială. Oculta mondială și-a făcut treaba până la urmă. Și... Da, ce e foarte tare e că cei care te urmăresc și îți urmăresc sketch-urile și râd cu lacrimi, ceea ce cred că este și țelul tău, nu-ți știu, de fapt, începuturile și adevărata ta poveste drumul de viață. Tău. La drumurile propriu. Mele toate, da. Drumurile tale toate, da. Cum a fost începutul tău așa în viață? În viață. Da. În 92 a început totul. 92, da, frumos, ce an frumos. Ce? Un an bun pentru... Apoi avem multe de povestit, băi, din 92 până în 2020. Hai să luăm loc și să ne spui... Ionuț. Da? Mm-hmm. Eu nu spun că de altfel am venit să fii relaxat, să nu noi te ține foarte mult în picioare. Știi ce te-am ținut în picioare? Că te-am văzut sportiv, așa, pac. Nu, dar m-am apucat de sală, voiam să vă zic, cu 3 zile și să văd niște schimbări remarcabile. Da, absolut. Te-ai apucat de sală, ești unul dintre preferații de la Ai Umor. Hai să dăm așa, filmul în spate și să ajungem exact la volanul tirului pe care tu l-ai condus la drumul tău. Ah, ce vremuri frumoase, da. Ce drumuri ai făcut. Ce vremuri, câți bani făceam. Ce, ia, hai să o luăm cu începutul. Cum s-a întâmplat să ajungi în situația respectivă? Păi a fost o decizie proprie. Mi-a zis taică-meu că trebuie să fac permisul pentru școala de șofer, trebuie să-l iau. Tatăl tău fiind și el la rândul lui șofer de... El fiind polițist, șofer de tir. Adică de tir. El are dublă profesie. Și... Ți-ai insuflat chestia asta? Insuflat, da, să zicem insuflat. Mi-a zis, păi trebuie să iei permis, tatăl nu-mi place. Ia-l. Să zicem insuflat. Da, să zicem, ia-l. Și l-am luat, eu fiind un șomer de succes, am luat permisul. Cu greu, cu șpagă, cu din astea. Cu bani, și mulți. Cu bani, mulți. Măcar l-ai luat? L-ai luat. L-am luat, aia da. Și am început să profesez, să zicem așa. Am început într-o cursă cu tatăl meu, după care el mi-a zis, bă, ești pregătit. Ești bombă. Adică după prima cursă ți-a dat ca la bicicletă și te-a împins? Da, și mi-a zis, e timpul să mergi până în Germania. Singur? Singur. Doamne. Ce ai, mă, Germania la noi? Germania cu un tir lung de 30 de metri. Ce? Nimic. Na, am plâns după care m-am urcat în tir, am plecat, mi s-a stricat GPS-ul în Ungaria. Dar stai un pic, cum adică ai plâns? Adică te-ai urcat la volan și ai început să plângi, da, eu trec singur? Da, da, Dita mai bărbatul, Dita mai masculul? Asta e primul plâns pe tir. E primul plâns, am înțeles. Asta primul, nu se uită niciodată. După aia mai vin încă vreo 16. Și ai plecat, ai ajuns în Ungaria, da? Da, unde mi s-a... Plâns așa, ai ajuns? Ai plâns până în Ungaria sau ai plâns la început? Băi, ce era în spatele meu, eu mergeam cu 30 în spate. Mamă. Doamne. Ei ziceau că merg la consum, știi? O lei, vă lasă consum, la 30 de metri, scuză-mă, dar cred că ai plecat cu... Da, păi am venit rugăciunea după tine. Am plecat în aprilie, am venit prin decembrie. Că aveai frigiderul, era doldora. Era plin la un moment dat. Stată deschide frigiderul că suntem bogați. Am oprit stația, aveam noroc că eu aveam mașină de județul Harghita și ei au impresia că sunt unguri. Ziceam, nu înțelege, mă, lasă-l în pace. Și atunci am scăpat de chestia. Și s-a stricat GPS-ul și de acolo a trebuit să mă duc cu o hartă. După încă o partidă de plâns, a trebuit să plec cu o hartă. Și mare noroc că l-am lovit de câteva ori. Asta e, eu cred că am un procentaj foarte bun printre șoferii de tir. Am lovit absolut fiecare tir pe care l-am condus. Da? Adică n-am lăsat niciunul în același stat. A fost și vreun accident grav printre ele? Nu, doar cu pagube materiale, 20.000 de euro, până la urmă nu-i un capăt de lume. A căzut muntele la Popalea Oltului. Chiar mă speriasem. Nu, doar pagube patronilor, adică rest... Da. Nu ne interesează ustale noastre. Nu-s banii. Cu asigurare, până la urmă, ce trebuie? Exact, unele asigurate, altele n-a. Ne-nmatriculat, mă rog. Și am mai fost odată, tot așa, cu camionul, am fost prins la graniță pentru că am uitat actele acasă, eu fiind un băiat foarte atent. Am uitat actele acasă și m-au închis ăia undeva într-un spațiu. În Ungaria am pățit chestia asta, m-au închis efectiv ca pe oricum, când pleci din țară, primul lucru pe care lui sunt actele. Da. Asta e, adică exact. Îți iei orice, dar nu... Băi, actele lăsăm acolo. Dar eu nu sunt fascinată și mi s-a părut dintotdeauna extrem de greu să conduci așa ceva. Trebuie să-mi spui, unde dormeai? Cum reușeai să-l conduci? Ce făceai atâtea ore aveai la volan? Aveai și tu pat din ăla așa în tir? Cum dorm? Da, două, supraetajate. Mamă. Aveam pat și dormeam în tir, îți dai seama, la lux, îmbuibat de ulei, de toate alea, adică foarte mișto. Aveam și baie, baia era o roată a tirului, îți alegi o roată la început, știi, da, și aia e baia. Și dușuri, îți dai seama, na, odată la benzină, aici colo. Sărbători, da, când prinzi.
Dar este o viață mișto. E o viață mișto, mai ales pentru, uite că îmi place că spui așa, mai ales că ai stat și închis. Mi se pare foarte tare. Da, cât asta... ai stat în Ungaria închis? Mi se pare foarte mișto viața am ta, pe cuvânt. Am stat vreo 3 ore. Cred că toată lumea e geloasă pe tine acum. Băi, uite-mă, de ce n-aș fi stat și eu? Ui, frate, o pușcărie n-am făcut. Cum ai stat? Ia zi, cum a fost? M-au închis într-un... Nu intrasem în pușcărie, într-o celulă sau ceva, dar într-o sală din asta, unde nu venea absolut nimeni. Deci pușcărie. Hai să-i spun. Da, o pușcărie cu pereți. Avea geamuri? Da, avea niște geamuri din alea, știi cum e în filmele alea în care vine good cup, bad cup? Uh-huh. Așa era, genul ăla de pușcărie și se uitau vreo 5 deci, la mine de afară și mi-analizau profilul de infractor. Deci pușcărie, lasă vrăjeala, deci era, nu era o cameră, deci pușcărie. Și cum a fost, cum ai stat, cum... Am stat efectiv, îți dai seama, eram distrus, am crezut că o să mă încătușeze sau ceva, până când a venit unul și s-a făcut milă de mine, efectiv. Și s-a făcut milă și tu mi-a zis... Plângeai? Evident plânge. Că plânge. Era la ordine? Sunt bărbat, așa, și am băcit una bună, până la urmă s-a făcut mirea de mine și m-a lăsat să mă întorc. După câte ore ai ieșit de acolo? După 4 ore, cred. 4 ore. Te-au luat cu cătușele din, exact de lângă tir, din tir și te-au dus a, direct nu, în nu spatele cătușe, gratilor nu, sau cum? Am avut noroc, nu mi-au pus cătușe. Deci a fost așa, o pușcărie mai... light. Light. Da, a fost light. Da. Bine, ți-au văzut și fața, dacă și plângeai, cum te lua nimeni. Deci nu s-au legat precum în Titanic de calorifer, nu? S-au urlit după ajutor, scoteți-mă de aici. Era crunt, dar pe mine și polițiștii când mă mai opreau cu camionul, făceam tot felul de tâmpenii, li se făceam mâine, efectiv. Tu aveai glumele la tine de atunci? Da, le ziceam, dar nu mergea. Povești, da, nu le ziceam povești din astea emoționale. Aha. Că am copii, o bunică bolnavă, 6 copii, o bunică bolnavă, tocmai ce am făcut un transplant. Exact. Dar nu mai am nici un transfer de inimă. Care e cea mai mare boacănă pe care ai făcut-o la volan? Ai zis că ai făcut ceva accidente. Care e cea mai nasoală? Am descoperit tot vagonul. Păi, da. A rupt prelata, practic? Ai rupt prelata aia? Da, am rupt prelata aia. Ai agățat-o într-un de copac. Un copac. Într-un copac, dar faza mișto e când mi-am dat seama că am făcut asta. Așa cum mergeai cu marfa la vedere. Dar pana ai făcut vreodată? Da, e oribil să faci pana. E groaznic, că blochezi în primul rând toată circulația și în al doilea rând... Da, ridică tirul. Și în al doilea rând așteaptă un coleg să ți-o repare că tu habar n-ai, adică tu habar n-ai. Nu știam. Dar uite, de exemplu, spuneai că ai decopertat practic marfa. Ai avut genul ăla de incidente în care, nu știu, să te prăduiască în mers, cum se întâmpla pe vremurile acelea când știam cu toții că o mașină venea în față, bloca tirul, îl ținea mai încet și alții prin spate tăiau copertina și aruncau din mașină. S-a întâmplat așa ceva? Nu, mie nu. Nu mi s-a întâmplat. M-au furat când stăteam. Uh-huh. Eram și pasibil de a fi furat. Dar nu mi s-a întâmplat. A pățit un coleg cu niște, la un moment dat intraseră niște oameni și s-a trezit cu oameni în vagon. Băi. Da, îi aruncau de acolo. Uh-huh. Să tranziteze. Să tranziteze țara, dar agresiv, adică cu arme, cu cuțite. Cu macete. Da, da. Tătai, bă, să moară. Și după ce ai făcut mii de milioane și ai devenit bogat pe tir, da? Am zis că, băi... Ai zis, băi, sunt un miliardar excentric, vreau să fac și... comedie. Vreau să fac și teatru, comedie, vreau să fac ce vreau. Pentru sufletul eu meu sunt să curioasă, fac. Eu sunt curioasă, până aici să-mi spui, care a fost momentul cel mai greu din toată perioada ta pe care tu ai petrecut-o la volanul tirului? Orele multe, oboseala, dormitul în parcări, dușurile rare... Orele multe, cred că a fost la un moment dat, am stat o lună jumătate în Germania, n-am venit deloc acasă. Și eu eram programat să stau vreo 3 săptămâni și ceva. Și am sunat acasă fericit, bine, deja distrus. Am sunat, bun, hai că vin. Și mi-a zis, s-a îmbolnăvit șoferul care trebuie să te lucrească. Miet. Și mai trebuie să stai o lună, adică, mamă. Și dar nu era cu 2 șoferi să mai fi făcut cu schimbul? Nu, e mai greu cu 2 șoferi. E mai greu pentru cu cineva, că... zic și eu. Dar trebuie să stai treaz foarte mult timp, trebuie să stai 18 ore dacă sunteți doi. Dacă ești unul, trebuie să stai doar 9 ore. A, da? Da. Aolea. Adică n-ai voie să dormi în pat. N-ai voie să faci chestia asta. N-ai voie să dormi în pat dacă ești... Dacă merge mașina, nu. Trebuie să ai chestia cu 2 șoferi. Da. Dormi așa în fund, nu? Te lași. Da, dormi în fund și în caz că te oprești, stai să începi. Groaznic. Trebuie să te trezești. Dar ai suferit ceva și câți ani ai făcut șoferia asta de tir? 2 ani, dar n-am făcut-o legat, am făcut așa, eu eram șofer de schimb. Ăștia cei mai buni sunt de schimb, ăștia care da, când e nevoie să fie locul. Mai veni într-o rezervă aia pe care te bazezi. Da, când banii sunt prea mulți și profitul e prea mare, băi, hai să aducem pe cineva să la plăcere, cum ar veni, conduc la plăcere. Exact, și le-am făcut paguba. Îmi pare rău pe această cale. E, și uite că a trecut timpul, da, și te-ai lăsat de această meserie și ai ajuns, nu știu dacă și dar locul unul pe YouTube după participarea ta la Ai Umor, care să fi fost, nu, cred că a fost a doua sau a treia, nu? O să urmărim și noi imediat după pauză momentul. E a treia. Bine, a fost primul număr de acum 3 ani și ceva. Da. Și ambițios, care, și ambițios. Ambițios, după care finala foarte bună în care am rupt și ăsta aici am fost invitat. Nu a fost pe calificări, am fost invitat
în seara respectivă. A treia apariție la umor. Să facem 10, să facem 15, da, 20. Dar tu când ți-ai dat seama că ai, ai această pasiune? Sau că ai inclinația asta pentru sketch-uri? Nu știu, adică poate chiar de acolo din tir, când aveați stațiile... Repetam în tir. Da? Chiar... Și râdeați între voi, făceați glume între voi? Nu, 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 în parcări făceam. Okay. Cu asta mă scoteam eu, în principiu. Adică eu nu știam să fac nimic. Glumețul grupului. Da, nu știam să gătesc, să restul găteau, fiecare avea o activitate. Și ziceam, bai, că zic eu niște chestii. Tu îi distrai. Da, vă zic câte ceva și mănânc și eu de la voi. Dar de mic, de la vreo 15 ani, cred că prima dată, chiar Bendeac a fost cel care m-a inspirat, să zic așa. Era Mondeni pe atunci, era emisiunea Mondeni. Și țin minte că avea personajul Emery Chienei, Dragoș Stoica, și i-am prins eu timbru și m-am dus la părinți super bucuros. Nu să-ți vină să crezi ce pot să fac, adică e incredibil. Și mi-era, zi, ce poți? Stai să ți limit pe Emery Chienei. Și atunci am început să am veleități către chestia asta. După care... zicându-mi lumea, actor, foarte, foarte. E pe tir, fraie. Acolo e cash-ul. Da, și m-am dus acolo, după care a apărut Ai Umorul și... Da, eu nu știu, noi o să luăm o scurtă pauză. După pauză o să vedem și noi momentul tău de numărul 1 pe YouTube. Și o să mai comentăm după să ne spui ce emoții, cum a fost, cum ți-a ieșit și cum te-ai... Venit, dragii noștri, cu deja faimosul Ionuț Rusu, numărul 1 pe YouTube, în trending peste tot, bravo, bravo, bine, bravo! Bine, bine, bine. Și iată un exemplu de viață, cum ajungi de la șofer de tir, de camion, ajungi să fii o persoană foarte apreciată prin umorul tău, prin buna dispoziție pe care o aduci. Și pentru că vorbim de umor și de Ai Umor, haideți să vedem și noi momentul care a ajuns numărul 1 peste tot în România. Bună seara! După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Incertă. Incertă. Probabil ați aflat din presă că nu mai sunt locuri la ATEI. Nu mai sunt locuri pe paturi, mai avem locuri în picioare. Se poate? Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru. Bună seara. În mare parte, domnul Vela a expus toate deficiențele cu care ne confruntam. Dar eu am să aprofundez puțin. După cum bine știți, situația în acest moment în țară este gravă. Astfel că am luat decizia împreună cu domnul Despescu și domnul Vela ca de azi... Incredibil, domnule Vela. Continuați, vă rog, continuați. Ca de azi să reintroducem măsura statului acasă, la altcineva. Repet, acasă la altcineva. Am luat la cunoștință faptul că oamenii s-au plictisit să stea la casele lor, așa că am adoptat această soluție. E mai lejer din toate punctele de vedere să nu mai punem la socoteala că acasă la altul nici nu-ți vine să faci curat. La fel, se fac presiuni din partea artiștilor. Actorii nu joacă, aveți, doamne. Adevărul este că nu vor să joace. Ați văzut că la fotbal s-a putut. Ar putea să joace și ei niște piese de teatru fără spectatori. Revenind la situația din spitale, am primit nenumărate întrebări referitoare la ATI. Ce înseamnă, de fapt, acest ATI despre care se tot vorbește? ATI este un acronim pentru cei ce nu cred în virus, pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, dar pentru cei ce nu știu, ATI vine de la ATI îmbolnavit. Deci de acum înainte vom avea ATI DLP, care vine de la ATI îmbolnavit. Du-te la privat. În altă ordine de idei, am ia și picioarele în foile astea de rahat. Nu traduce asta! Nu ți-a ajuns că ne-ai păcălit la interviul de angajare? Te-am întrebat ce studii ai. Ai făcut semne că nu poți să vorbești. După două săptămâni ai fost în vlog la Shelly, unde ce faceai? Vorbeai în gura. Nu traduce nici asta. Și tu pune mâna și dăm foile, că de asta ești bun. Tu. Prizonat. Dăm foile. Mai iertați. Sunt sirian și când mă enervez, pur și simplu explodez. Guvernul a accesat fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro, care vor fi folosite în mare parte pentru combaterea virusului. 65 de miliarde de euro merg la Catedrala Mântuirii Neamului, pentru că ne punem speranțe foarte mari în ajutoarele venite din partea lui Dumnezeu.
sau ce mai rămâne după ce și ia domnul patriarh comisiune. 3 miliarde de euro se duc către achiziția de ace și seringi second hand din Belgia. Multe dintre ele folosite doar o singură dată, deci nici nu se observă. Anca 2 miliarde de euro vor fi utilizate pentru a procura vopsea de față de genul Carla's Dreams, pentru ca cetățenii să-și facă mași singuri, prin care să respire mai ușor. Foarte, foarte bun momentul, foarte bun, felicitări. Mersi, tu ai mai fost de câteva ori înainte la Humor și l-ai făcut foarte, foarte mult să râdă pe Chelu. Pe cine crezi că ai impresionat mai mult de data aceasta? Cred că numărul ăsta fiind mai mult pe imitație, pe zona de imitație, mi se pare că Bendeac a fost mai... Uh-huh. Adică el mi-a și scris, mi-a zis, m-a felicitat, mi-a zis că e un personaj foarte bun, că l-am studiat. Bine, mai e de studiat, adică mai e de muncă la el. Asta după ce s-a întâmplat, după ce ai făcut momentul? Da. Dar el mai văzuse un clip cu mine în care îl imitam pe Arafat și mi-a scris, a zis că e foarte... Și ce o să mai urmeze acum, Ionuț? În principiu o să urmeze un serial pe online. O să urmeze o serie de sketch-uri și să-mi iau mașină. Corect, asta da. Dacă ar mai fi să te invite la Humor, te-ai mai duce? Da, Humor e emisiunea care eu am la suflet, da. Și atunci cu mare drag, dacă am ce oferi. Adică am mai avut invitații de la ei să merg în sezoane antecedente, dar simțeam că nu e un moment în care să am ce oferi. Pentru că după numărul din primul sezon e destul de greu să păstrezi tacheta acolo. Crezi că ți-a deschis mai multe uși acum apariția de mai multe ori în acest show? Da, cu siguranță. Adică Humor e cel mai urmărit show de genul ăsta din țară și mi se pare chiar din istoria asta postcomunistă. Nu cred că e. Simți că ți-a schimbat viața în vreun fel? Da, enorm. Da? Adică a schimbat-o la 360 de grade. 180, nu știu. La multe grade, în orice caz. Da, la cât mai multe grade, cum a venit. Grade... Crezi că în momentele de genul ăsta în care tu imiți personalități da, din România, te avantajează cel mai tare sau ești dispus să încerci și altceva, nu știu, să te duci în altă zonă, cumva? Eu aș vrea să merg pe zona asta de pamflet, și visul suprem e ca la un moment dat să am o emisiune de genul ăsta, adică să... Foarte tare. O emisiune în care să imiți personaje, dar uite, Nati te întreba dacă ai merge tot pe personaje din România sau ai încercat să faci și personaje de afară? Pentru că și afară, slavă Domnului, sunt foarte mulți pe care ai putea să... Pe Donald Trump te-aș vedea. Da, aș încerca, da, și pe Donald Trump. Chiar am făcut niște clipuri în care am încercat să-l imit pe Donald Trump și au prins o parte din Cine ele. Cine te-ar mai stimula? Din afară? Din afară. Sau nu vrei să ne spui să nu se apuce alții? Nu e chestia asta. Ideea e că trebuie să mă gândesc cine mai are particularități. Că trebuie să aibă o anumită particularitate ca să-l imiți. Mai e Angela Merkel, care e foarte... Care e ofertantă. De tablă. Da, exact. Și mai sunt cântăreți, actori, dar în momentul ăsta chiar nu-mi vin. Dar uite, de exemplu, pe cineva din juriu de la Humor, nu știu, pe Chelu, de exemplu, că ai văzut că el e mai fix, așa. Râde rar, dar bine, adică... Ai să râzi, dar la un moment dat... Delia, pentru că tu faci personaje, scuză-mă. La un moment dat, eu l-am imitat pe Chelu la Humor. Eu am fost la Humor înainte de a participa, cu George Tănase. Și el, dacă ții minte... prezentai atunci. Atunci am fost primul sezon, am fost eu. Și a făcut juriul Ai Umor, dacă ți-mi minte, parodie. Eu eram Chelu. Tu erai Chelu. Dar care este cel mai greu personaj, din punctul tău de vedere, de imitat, de parodiat? Cel care ți-ar da cel mai tare de furcă, să zic așa. Cel mai greu personaj pe care l-am imitat vreodată e Dana Budeanu. E cel mai greu. Te-ai ieșit. Bun, interesant, foarte ofertant personajul. E cel mai greu, adică Uite, fă-ne o probă aici, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Eu, chiar dacă nu ești transformat. Vrei să-ți dau pantofii mei? Ce, mă? Ha? Ce să-mi dai, mă? Păi ai spantof, mă? Tu ce? Ha? Ai spantof? Ce, mă, cu tatuajul ăla? Ce e tatuajul ăla? Ce înseamnă? Ha? Ia zi. Uite, tatuaj de fotolău, de fotolaică, înțelegi? Înțelegi? Chelie, pe aia gliznuță e pe cap, înțelegi? Efectiv, te-ai gras în cap, tu te epilezi în cap sau ce faci? Bă! Foarte bun! Ce-ma? Asta e particularitatea. Unde, bă? Foarte bun, da. Da, asta a fost.
Ce să zic, Ionuț Rusu, îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi. Unde te pot găsi cei de acasă? Pe canalul tău de YouTube, din câte știu? Da, pe canalul meu de YouTube Ionuț Rusu, pe Instagram Ionuț Rusu, pe toate, pe TikTok Ionuț Rusu, peste tot Ionuț Rusu. Deci ești peste tot, pe toate platformele, da? High Five, Mirc, Yahoo Messenger, Mirc, bravo, WhatsApp, astea toate. Poștă, absolut, exact, oriunde. Exact. Oriunde vreți, mă găsiți Ionuț Rusu, așa sunt. Bun, fax, fax ai? Am și fac. E, are de toate, ce să mai. Și da. Să vrei și să nu găsești. Felicitări și succes cu noi personaje. Mulțumesc, mulțumesc de invitație. Ne întoarcem și noi.